Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimbi lumea în paradis. Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Fundația Județeană pentru Tinere Dâmbovița la o nouă ediție a emisiunii Să fii tânăr. Sunt Valentin Grigore și alături de mine în studioul Columna TV se află prietenul nostru, Nicu Posta, a mai fost prezent în emisiunea noastră, președintele Asociației Chindia Jurassic Park. Este o asociație de tineret. De asemenea, vorbim despre activitatea unei alte asociații pe care o reprezintă aici. Este vorba de Asociația Ecologică Floare de Colț, unde Nicu Posta este consilier științific. Suntem apropiați, ne cunoaștem, așa că fără prea mult protocol, bine ai revenit în emisiunea noastră. Bun găsit gazdelor și de asemenea bine v-am regăsit, dragi telespectatori. Mă bucură că sunt aici și că pot împărtăși din realizările noastre. Nu sunt simple realizări pe hârtie, ci așa cum veți vedea și din imaginile pe care le vom insera în emisiunea aceasta, pline de realizări în care noi, dinozaurii turismului montan dâmbovițean, încercăm să creștem generații noi de montaniarzi. Da, iată, generații noi, pentru că vorbim despre misiunea Să fii tânăr. Acum, Nicu, aș face așa o întoarcere în timp și aș spune totuși că această generație, nu neapărat că eu încerc să pun laur unei generații în care ne încadrăm și noi, dar totuși această generație, atât de-a lungul timpului, pentru că a trecut prin mai multe, să zicem așa, condiții sociale, vorbim, iată, am fost activ în perioada dinainte de 1989, eram tineri, eram foarte tineri, ne implicam în activități, nu existau atâtea de multe posibilități ca și în ziua de astăzi, dar iată și acum, după ce am trecut o perioadă destul de importantă, după 1989, cred că pot să spun acum că am intrat, de fapt, în a treia etapă. Iată, încă sunt activi cei care provin din această generație, cărora li s-a alăturat de-a lungul timpului tineri din noua generație și, iată, continuă aceste activități extraordinar de importante, de interesante și de impact la publicul tânăr, putem să spunem așa, pentru că iată, Asociația Chindia Jurassic Park, precum și Asociația Ecologică Floare de Colț, sunt asociații de tineret. Asta înseamnă că au în componență și tineri și fac activități care se adresează cu precădere tinerilor. De unde totuși atâta energie și de unde totuși atât de multă preocupare? Nu mai spun faptul că nu te limitezi doar la implicare în aceste asociații, știu că este activ și în alte structuri, în alte direcții, așa cum mulți dintre noi, iată, suntem activi în mai multe direcții. Cu toate acestea, văd că de fiecare dată asociațiile acestea vin cu multe activități în întâmpinarea tinerilor și sunt mii de tineri care trec prin astfel de activități. Pe parcursul unui an de zile sunt zeci de activități. De unde atâta energie și cum de găsiți aceste portițe de a fi mereu activi când trăim o viață ca toți ceilalți? Din punctul meu de vedere, răspunsul este simplu. Energia vine din pasiunea cu care organizăm aceste activități și din entuziasmul pe care îl manifestăm în implementarea lor. Asociația de Turism Chindia are o vechime deja de peste 30 de ani. De-a lungul timpului, așa cum spuneai, au trecut prin mâinile noastre de dascăl, de mentor, au trecut sute de tineri și, mergând pe principiu, vine cine vrea, rămâne cui îi place, foarte mulți au continuat activitățile inițiate de noi și la rândul lor au ajuns mentori în alte structuri de tineret. Ceea ce este important acum, din punctul meu de vedere, este că dacă atunci lucram într-un cadru organizat, care se numea, să-i spunem generic, sub pălăria BTT-ului, de data aceasta legislația ne permite, și acest lucru îl știi și tu foarte bine, permite autorităților publice județene sau locale să finanțeze anumite tipuri de activități, fie pe educație non-formală, fie pe voluntariat. Și
valori, ficând de experiența noastră atât în scrierea de proiecte cât și în implementarea acestora. Da, foarte important implementarea proiectelor. Da, foarte important, cunoscând munții județului și nu neapărat numai munții județului și toată geografia țării, reușim să-i ducem pe tineri în zone interesante, să nu le arătăm numai poteca marcată, să le arătăm și frumusețile de alături și să-i implicăm în program, în activități inedite. Dacă la mai toate taberele facem cățărare și rapel, de data aceasta, la această ultimă tabără de care pomeneai, o tabără de educație ecoturistică finanțată de Primăria Târgoviște, tinerii au avut posibilitatea să planteze propriul copac. Să vezi entuziasm și bucurie în ochii lor când efectiv în echipe de doi, unul ținea, unul planta, plantau, înrumați de noi plantau acești copaci și o să vedeți la final, fiecare tânăr, fiecare copil a avut propria inimioară pe care a pus-o în copacul lui și sunt convins că la primăvară împreună cu familia, împreună cu prieteni se vor duce să vadă ce face copăcelul lor. Da, deci, foarte interesant. Colegii ne arată și imagini de la această activitate. Este o, unde s-a desfășurat? În ce localitate? Acțiunea s-a desfășurat într-o frumoasă localitate de la Poalele Leaotei la Runcu, pe culmile domoale pline de culorile toamnei în zona vârfului Iin și tot fiindcă vorbim de educație ecoturistică, după cum bine se știe, pe 16 septembrie în acest an autoritățile locale au inaugurat un monument dedicat eroilor din această localitate, morți în cele trei mari războaie ale națiunii române, iar copiii au participat și la o mică lecție de istorie în direct lângă acest monument. Deci la Runcu, la o frumoasă pensiune din zonă, și vremea ne-a ajutat, iar copiii au, fiecare din ei a plantat câte un pui de fag. Fag, da, este o zonă de foioase, o zonă propice dezvoltării acestei. O zonă de foioase. Am avut posibilitatea, grație sprijinului asigurat de direcția Silvică Dâmbovița, Ocolul Silvic Târgoviște, să plantăm și alte soiuri, alte plante, dar fiindcă fagul este la el acasă în această zonă, am rămas la acest tip de puieți. Da, este și un arbore valoros. Valoros și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al adaptării la această zonă, pentru că zona este una submontană și chiar este nevoie uneori și de stabilizarea terenului și așa mai departe. Bun, acum, dacă tot am făcut așa o trecere, aș vrea să discutăm despre, la concret despre acest proiect, că tot am început să discutăm despre el, până la publicitate poate reușim să atingem, pentru că din ce am văzut eu și ce am primit imagini, am văzut că a fost un proiect totuși destul de complex, îi spune tabără ecologică. De educație ecoturistică. Ecoturistică. Da. De ce turistică, în primul rând? Așa cum spuneam, reușim de fiecare dată să transmitem din cunoștințele noastre și fiindcă la acolo unde eram era toamnă, dar la orizont Leaota era plină de zăpadă. Am prezentat tinerilor, cea mai mare parte elevi ai de la școala gimnazială Coresi din Târgoviște. Deci am prezentat acestor tineri echipamentul de vară și echipamentul de iarnă. Am vorbit puțin despre pericole în munți și despre forme de orientare pe marcaje turistice convenționale sau mai puțin convenționale. Practic, tinerii, putem spune că de mâine sau după următoarea etapă de instruire alături de noi, vor avea un minim de cunoștințe generale, astfel încât, ducându-se în munte, să nu dea piept cu muntele sau cu pericolul lui din prima. Sunt pregătiți, sunt preveniți asupra acestor pericole. Da, este un aspect foarte important ce ține de educația montană. Vedem că se întâmplă de fiecare dată
lucruri nedorite se întâmplă, avem evenimente pe munte, oamenii își pierd viața și nu există această preocupare constantă pentru educația montană. Muntele este frumos, dar muntele are și anumite reguli care trebuie respectate și este bine ca tinerii să cunoască acest lucru. Aș ruga eventual să discutăm așa pe etape și în măsura în care colegii noștri ne vor pune imagini, putem să discutăm despre aceste imagini, pentru că am văzut o activitate complexă și o să vedem imediat această formă de educație. Este una complexă, într-adevăr, când un tânăr ajunge în mediul natural. Și că vorbim de educația aceasta, vorbim de... are acolo multiple posibilități să afle despre natură, despre orientare, despre modul cum trebuie să te comporți în mediul natural. Așa că haideți să vorbim pe îndelete despre... Suntem la atelierul de alpinism. Fiecare copil a fost echipat normal cu ham, cu carabinieră, cu cască și cu instructajul făcut de colegii, de monitorii de la acest atelier. Au participat la un rapel de 20-30 de metri pe una din pantele din zona respectivă. Cu toate că, așa cum bine știți, zona este una formată din gresii, este o chestie inedită. În zona respectivă am găsit și trovanți. Trovanții sunt așa numitele pietre care cresc și copiii s-au arătat încântați și din acest punct de vedere, odată pentru faptul că au simțit propriul corp în mâinile lor și au coborât cu grija în acest apel, cu toate că putem certifica pentru părinți, au avut asigurare dublă, deci nu erau... Da, bineînțeles, cu astfel de lucruri, oricum nu te joci. Nu ne jucăm cu dar sunt de lucruri. Foarte deci importante era, au avut asigurare dublă, iar, deci, spuneam, alături de plăcerea participării la acest atelier, zona respectivă era foarte frumoasă, cu elemente geologice interesante, care le-au fost prezentate în detaliu de către colegii. Da, este foarte important să cunoaștem faptul că, fiind în natură, nu te duci, de exemplu, înveți, faci rapel și faci doar rapel. Învață despre speciile de arbori, despre modul în care se desfășoară viața naturii, iată, despre trovanți și important este că primesc aceste informații de la oameni cunoscători. Asta vreau să le spun, exact cum spuneai, întotdeauna primesc informații și de geologie, și de botanică, și de zoologie, dacă este cazul, deci dacă în zonă sunt urme de animale sălbatice, le explicăm și legate de aceste urme, de vechimea lor, de toate cele, deci practic sunt puși în temă cu toate informațiile... Da, mai vedem prin filme așa ceva. Iată, te uiți la urmă și vezi vechimea când a trecut pe acolo. Uite, se poate... Vechimea noi estimăm la nivelul, să zic, medicilor legiști, dar da, bineînțeles, efectiv dar... se vede care e o urmă proaspătă de azi sau care e din zilele anterioare. Mai vedeam, vă spus că eu tot fac așa trecerele în filmele western, unde vedeau urmele lăsate de cai și spuneau, păi pe aici au trecut acum nu știu câte ore sau acum două zile. Da. Nu suntem, n-avem nasul așa, fiindcă indienii Sioux sau alte... Dar oricum este utilă. Cred că n-au altă ocazie. Ceea ce este foarte interesant, spuneam mai devreme că majoritatea sunt de la școala gimnazială Coresi din Târgoviște. Ei sunt la a cincea tabără cu noi. Deci se pare că le-a plăcut de la început. De fiecare dată reușim să schimbăm locația în așa fel încât să le asigurăm teritorii noi de cucerit și de asemenea, cel puțin la fiecare tabără, introducem ateliere noi, programe noi. Aceste ateliere noi, fiindcă toți suntem aici, vor sosi în imaginile următoare, este călăritul, deci la practic îi învățați să călărească? Da, îi învățăm să călărească. Fiecare din ei a participat la două ședințe, una în cursul zilei de sâmbătă, una în cursul zilei de duminică, la ședințe de călărit. Iată un frumos răsărit de soare, vă spuneam, leaota acoperită cu zăpadă pe fundal și copiii care se acomodează cu caii.
Ce mi-aș fi dorit să mai fiu și eu copil să vin să am parte de așa ceva, recunosc, mi-a plăcut întotdeauna călăritul decât o singură dată am avut ocazia. Fiecare cal normal are numele lui și copiii s-au legat prietenii. Eu vreau să ajung la Pandora, eu vreau să ajung la Ricky, că mă cunosc, că mă înțeleg. Deci s-a creat deja după prima zi o prietenie și a doua zi au cerut să ajungă la același cal cu care se înțeleg. Și în afară de călăria propriu-zisă, într-adevăr și aici supravegheată de personalul specializat. Uite, după cum vezi, și copiii și aici sunt echipați, au cască, exact, da. Au cască de protecție, sunt învățați atunci când urcă o mică pantă să se încline în față, când coboară să se lase, sunt învățați să conducă cu o singură mână pe dârlog, cu cealaltă mână, cu ambele mâini în aer și ținând caii strâns între genunchi, deci se creează un așa numit cod al comunicării cu animalul pentru a se simți extraordinar peisajul. Am avut noroc de o zi frumoasă, cu toate că prognoza meteo ne îngropa între ghilimele și au fost anumite comentarii normale ale părinților, unde vă duceți? Ne ducem la munte. Ce bine că nu e atât de exact. Da. În asemenea cazuri, ca idee, acum 4 săptămâni în Bucegi a fost la Poviță și Ninsoare și copiii de la altă școală, de la Nucet, au cerut, haideți să mergem spre Obârșie, haideți să mergem la Horoabe, haideți să mergem în munte. Am venit la munte să mergem, chiar dacă vremea e mai puțin frumoasă. Da, întrebare, în ce perioadă și câți tineri au participat? Tabăra aceasta de educație ecoturistică s-a desfășurat în perioada 10-12 noiembrie. Deci destul de târziu, da? Și destul de târziu și frumoasă, da. Au participat 36 de elevi de la 33 de la școala Coresi și încă 3 de la alte școli din județ. Da, interesant acest loc, nu știu, poate o să-l descoperim și noi în viitor. În primul rând că peisajul este extraordinar, iar această activitate, relația cu aceste animale minunate, de la vârsta aceasta este, cred că, foarte benefică tinerilor. Da. Bănuiesc că mulți dintre ei iată gimnastică pe... Da, văd că deja au avansat, adică au merg avansat așa. Și au avut posibilitatea, după cum aceste ateliere care le vedem în imagini s-au desfășurat simultan și prin rotație. Deci au fost 4 ateliere, rapelul, călăria, olăritul și plantatul de puieți, fiecare din ele a avut monitorul ei, s-a lucrat pe grupe de către 9 copii, 9 ori 4, 36, s-a lucrat pe ateliere, s-au desfășurat simultan și în afară de noi monitori, mai era personalul respectiv care, având o experiență mai mare în domeniul acesta, totuși, ne-a ajutat. Câți cai sunt pentru această activitate disponibili? Că văd că sunt destul de mulți. La pensiunea respectivă sunt 12 cai maturi și un mânz și fiindcă proiectul nostru, finanțarea a fost pentru 36 de persoane, am anunțat, vom avea nevoie numai de 9 cai pentru a împărți grupe de câte 9. Iată acea cruce. Deci cu caii am ajuns până la crucea de pe vârful IN, inaugurată la 16 septembrie 2017 și în fața căreia eu, în calitate de vicepreședinte al cultului eroilor Dâmbovița, le-am ținut cu ghilimele de rigoare o mică lecție de istorie da, legat aceste... de centenarul Marii Uniri. Suntem în perioada în care întreaga națiune
pregătește, se pregătește pentru a sărbători centenarul Marii Unirii. Cu atât mai mult cu cât aceste zone din această parte de țară au dat în timpul războiului chiar eroi care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă. Eu trebuie să mărturisesc, sunt născut în comuna Moroieni, acolo m-am născut, mă rog, la vârsta de 7 ani m-am mutat la Târgoviște, dar știu că în acea zonă există chiar monumente dedicate eroilor din primul război mondial, din al doilea război mondial. Iată, un preț care s-a plătit și de care tânăra generație trebuie să cunoască istoria și trecutul nostru. O chestiune, fiindcă suntem la acest capitol, o chestiune legată de 2018, când se va sărbători centenarul Marii Uniri, deja ne-am exprimat intenția de colaborare cu Cultul Eroilor Dâmbovița, să plantăm în fiecare comună din județul Dâmbovița, să sprijinim plantarea în fiecare comună din județul Dâmbovița a câte unui stejar pentru fiecare erou mort din acea localitate. Practic, noi să fim cei care inițiază activitatea, comunitatea locală, prin școală, prin cetățeni să se implice, iar Cultul Eroilor să dea caracterul festiv aniversar al acestui moment. Da, avem nevoie de simbolistică atunci când ne aducem aminte de înaintașii noștri și de faptul că, iată, împlinim 100 de ani de atestare de la înființarea statului unitar român. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu alte activități desfășurate în cadrul proiectului dedicat tinerilor. Emisiunea Să fii tânăr, din nou în direct, invitatul meu de astăzi, Nicu Posta, președintele Asociației Chindia Jurassic Park și consilier științific la Asociația Ecologică Floare de Colț. Vorbim despre un proiect în care au fost implicați tinerii din județul Dâmbovița. Am văzut câteva din activitățile din cadrul acestui proiect în zonă montană, submontană, foarte utile aceste activități pentru formarea personală, pentru ceea ce ține de educația non-formală, de educație montană, dar și interacțiunea cu mediul înconjurător. Am vorbit despre rapel, despre plantarea de puieți, despre călărit, iată, foarte interesant, tinerii au venit într-o zonă montană și au avut ocazia să interacționeze cu aceste animale extraordinare. Ce s-a mai întâmplat în cadrul acestei tabere de ecoturism, parcă i-am spus, da, sau turism ecologic? Da, ecoturism. Normal că derulăm clasicele activități de ecologie, acolo unde turistul, să-i spunem, mai puțin civilizat, mai lasă resturi, noi ne facem datoria, cu toate că suntem blamați de o parte din oameni, de ce adunăm noi după alții. Da, alții pe care eu nu i-aș considera turiști, da, totuși. Da, nu sunt turiști, este sunt totuși bine niște că infractori sau niște intruși într-un mediu în care vii să te bucuri de el și lași poluare, lași mizerie în urma ta, așa ceva, bineînțeles că trebuie condamnat inclusiv în aplicarea legii, dar da, din păcate. Fiindcă România sunt reprezentant și al Asociației Ecologice Floare de Colț, deviza noastră este lasă natura așa cum ai dori să o găsești, iar asta spune totul și e un îndemn și pentru acești turiști sau pseudoturiști care vin în zona respectivă. Da, aș ruga colegii să mai punem imagini de la acest proiect ca să discutăm efectiv pe imagini. Întotdeauna impactul vizual este foarte puternic și util atunci când vorbim despre activități de tineret. Ce altceva s-a mai întâmplat? Văd că au fost multe activități care țin de niște abilități, să zicem, culturale, de niște condiții sau niște informații privind hrana și așa mai departe. Iată, putem să comentăm chiar, da, imagini. Bineînțeles, mai întâi, ca și logistică, în prima seară tinerii au fost, copiii au fost grupați pe vârste eșalonate, deci și de clasa 8-a, 7-a, relativ echilibrat pe grupe, în așa fel încât să, odată, să interacționeze ei, să comunice ei și să fie o diversitate în găsirea de soluții pentru probele la care au fost supuși.
iată câteva imagini din echipamentul de munte pe care trebuie și din marcajele turistice convenționale sau mai puțin convenționale utilizate. Li s-a explicat care sunt aceste probe, iar apoi efectiv s-a trecut la activitate. Pe grupuri? Aici pe sunt grupe, grupuri? Pe grupe, pe grupe de, da. de câte nouă copii, fiecare cu monitorul lor, urmând ca a doua zi să se rotească la ateliere. Fiind la cabană, normal că chitara și cântecul, da, și antrenul din echipament obligatoriu. Da, nu puteau să lipsească de acolo. Una din probele chiar în premieră în taberele noastre a fost inițierea în olărit. Unul din vechii membri ai asociației noastre, Nini Porojan, iată imagini, vă spuneam, cu leaua ta, albă de zăpadă, plină, da, masiv, de zăpadă, da. Dimineața de sâmbătă în care tinerii, fiecare la grupa lui, s-a plecat către atelier. Una din probele inedite este olăritul. Nini Porojan, un vechi membru al clubului, a adus acolo o roată care, iată o veste bună, va rămâne la pensiunea respectivă, urmând ca de fiecare dată când se duc grupe de turiști obișnuiți să se ducă să le arate cum se lucrează. Copiii au avut posibilitatea să vadă, dar să și exerseze. O parte din ei, odată au exersat produsele care erau deja făcute și apoi s-au implicat în activitatea respectivă de modelare, de dimensionarea calupului de lut care trebuie lucrat, de modelarea acestuia de lucrat și la fel un lucru important, fiecare obiect pe care ei l-au făcut a rămas la uscat, urmând ca după amiaza fie să-l picteze, fiindcă am avut un atelier și de pictură, fie pe lemn, fie pe lut, fie să-l picteze, fie să-l ia acasă. Deci Nini Porojan are deja o experiență mare în acest domeniu și o să vedem câteva imagini. Copiii, la fiecare grupă, cel puțin 2-3, s-au implicat au avut curaj, au avut, să zic, curiozitatea de a vedea cum se lucrează. Da, acum, într-adevăr, este o activitate inedită, cum ai spus și tu, dar de ce este important totuși? Iată, în ziua de astăzi, cred că nimeni nu se mai apucă să facă olării sau să folosească în casă, să duce, să cumpără din magazin și așa mai departe. Produse venite dintr-o țară totuși, orientală. Exact. E totuși un impact ce ține și de tradiția noastră, ce ține de utilitatea lucrului pe care oamenii înainte făceau în propria gospodărie, dar și de o experiență pentru ei ca tineri, bineînțeles, care nu vor mai folosi aceste instrumente totuși ca să trăiască în viața de zi cu zi, să le folosească. Între ghilimele, aș da ceva din casă. Peste câteva zile este ziua fetiței mele și am primit de la Târgul de Sfântul Dumitru două străichini mai mari și două mai mici. Le-am fotografiat și am întrebat-o: îți trimit aceste străichini? Da. Iată că, poate nu e o excepție că se întâmplă la mine în familie, iată că tinerii vor să se întoarcă la tradiții. Și fiindcă vorbeai de mai multe tipuri de activități de care mă ocup eu, sunt membru fondator al Fundației Renașterea Pietroșiței Ruralia și, într-adevăr, tradițiile trebuiesc readuse la lumină și oamenii, obiceiurile trebuie repuse în valoare. Dacă observ mai nou, toate festivalurile care se fac în județ în ultima vreme merg pe tradiții. Festivalul Dovleacului, festivalul zilelor de toamnă, etc., etc., pe produse tradiționale, atât alimentare cât și non-alimentare. Deci să nu fim chiar, să nu fim foarte pesimiști, să adăugăm o doză de optimism și în acest... Da, bine ar fi ca și unii dintre tineri să eventual să se aplece spre aceste tradiții, pentru că de ce nu să recunoaștem în fiecare țară, că vorbim de Uniunea Europeană sau în altă parte, aceste tradiții constituie
o valoare, un patrimoniu, o valoare de patrimoniu al, al poporului respectiv, de care se are mare grijă și de pe urma căruia chiar se câștigă. Vești bune, Nini Porojan, spuneam, este autorizat și este colaborator al Centrului de Creație Populară, asigurând instruirea în ateliere care se desfășoară la, la acest, într-un acest cadru instituționalizat și, apropo, fiindcă tot se apropie 2018, intenționăm ca a contacta conducerile școlilor, tuturor școlilor din județ pentru a le propune școala altfel și în cadrul unor astfel de ateliere. Da, foarte frumos. Și sigur, eu sunt convins că tinerii chiar reacționează pozitiv la, la așa ceva. E o experiență pentru ei inedită. Da, propun colegilor să mergem mai departe și cu alte imagini. S-au mai desfășurat, spuneai despre pictură, spuneai despre raw, raw vegan sau nu știu, da, ceva legat de alimentație. Da. Adică, vezi, constatăm că impactul acesta educațional, un astfel de proiect, este complex, cum spuneam mai devreme, și o dovedim prin prezentarea acestui program unei, unei simple tabere. Dar iată câte lucruri au făcut tinerii. Așa că, loc, colegii, să mai punem câteva imagini pe marginea căreia să comentăm despre ce s-a întâmplat în această tabără ecoturistică. Unul din oamenii pasionați de, de hrana vegetală, Marius Prundaru, președintele Asociației Ecologice Floare de Colț, a fost coordonatorul atelierului de pregătire hrană vegetală și efectiv, așa cum vedeți, din, din legume naturale proaspete, a reușit să, să facă, iată, chiftele vegetale, iată câteva dulciuri vegetale, foarte multe salate, multe sucuri, deci din, din produse de acest gen. Și dacă cineva pe o rețea de socializare ne critica că numai maestru bucătar gătește, putem spune că copiii s-au implicat, da, da, s-au implicat. Nu doar au gustat, da, să vadă că e bună lucrat, mâncarea asta. Și-au lucrat direct și o surpriză, o să vedeți câteva imagini. Produsele pe care ei le-au pregătit după amiază le-au luat la masa lor seara și au, au mâncat din produsele gătite de ei. Da, deci recunosc că o experiență inedită, așa se face, stimați telespectatori, așa se face educație, așa se face o prezentare a vieții de zi cu zi și nu prin impunere sau nu știu ce mari proiecte ambițioase care întotdeauna se pare că nu-și ating scopul. Iată, în astfel de, de tabere, în astfel de activități cu tinerii, abordăm și acest aspect al alimentației sănătoase, al modului în care trebuie să ne hrănim și al modului în care se prepară mâncarea. Mi-aduc acum aminte, aveam o discuție cu câțiva prieteni din America și îmi spuneau, măi, copiii din America știau că puiul trăiește la supermarket, că de acolo știa că îl ia și îl mănâncă. Și se făceau, încercau să facă programe speciale, să-i ducă la o fermă, să vadă că puiul ăla e o vietate, e realitate, să mișcă, trăiește în natură. Deci, iată unde s-a ajuns. Deci, nu e puțin lucru să aduci în fața tinerilor și modul în care poți să prepari o, o hrană sănătoasă, să vadă cum se, se gătește și mai ales ai spus că au pregătit și au și mâncat din mâncarea făcută de ei. Da, da, și era chiar o concurență. A noastră este mai arătoasă. Cineva gustat în mâncarea lor e mai puțin picantă decât a noastră și se provocau să, să își dea note ei între ei, iar această, acest tip de competiție pozitivă îi îndemna să, cum să zic, să se implice și, și, și mai mult. Sunt convins că, iată, imagini cu produsele făcute de fiecare din ei și imaginație și estetic, da, și, și exact, util. Sunt convins că fotografiile, cu fotografiile pe care le-am realizat în această tabără, aceste vor fi postate la școală, vor avea colțul lor și practic... Da, se va transmite mai departe. Da, totuși, acești 33 de, de, de copii vor fi niște pionieri, multiplicatori, exact, de informație, iar data viitoare, ca să fiu foarte sincer, a început lumea să ne caute. Când mai faceți tabere, treceți și pe la școala noastră, haideți să vedem, mai găsiți o locație, deci un lucru foarte bun și trebuie să spunem că fără o finanțare din spate, lucrurile sau cazarea, serviciile într-o asemenea tabără sunt relativ
scumpe, dar trebuie să scriem proiecte. Se investește, da, în educația copilor și văd din ce mai mult părinți, din ce în ce mai mulți părinți care sunt conștienți de investiția pe care trebuie să o facă în educația copilor cu oameni care se pricep, oameni care pun suflet, care au experiență și care au această abilitate de a lucra cu tinerii, care nu este o caracteristică pe care o găsim peste tot. Este un lucru știut. Haideți să mergem mai departe. Nu știu, colegi, dacă mai avem ceva imagini de la această tabără. Spuneai ceva, parcă, dacă nu mă înșel, despre pictură sau... Da, iată atelierul de pictură. Au primit fie linguri de lemn, fie bucăți de lemn fasonate și au pictat fie, să-i zic, simboluri patriotice, tricolorul, care era cea mai simplă idee care le venea în minte, dar și câteva imagini complexe de natură, copaci, orizont, cai, munte, deci fiecare a avut libertate de mișcare timp de 45 de minute, fiecare a avut propria pensulă, propriu acces la culori, propriu material, puteau să lucreze chiar și mai multe materiale și toate s-au regăsit într-o mică expoziție care a fost făcută seara lângă șemineul din locația respectivă, iar a doua zi cei care au vrut au putut să le ia acasă, practic, așa cum spuneam, mândrindu-se la familie, la prieteni, la colegi cu realizarea lor. Iată câteva imagini, fiecare cu talentul lui. Da, mă gândesc că unii poate nu au chiar talent, dar totuși au, da, și-au pus acolo personalitatea cât de cât. Iată cai, da. Deci fiecare a avut libertate, așa este în artă, stil propriu, libertate de expresie, n-am îngrădit în niciun fel, deci noi numai le-am pus la dispoziție undița. Rezultatul, ce a rezultat de la pescuit este... Da, foarte frumos. Văd destul de multe materiale totuși și nu cred că a fost atât de ușor să ai toate aceste lucruri la dispoziție. Mă gândesc că aceste linguri, de unde le-ați luat? Tot în avans, din târgul de Sfântul Dumitru. În cadrul proiectului, Fieni, în cadrul proiectului. Așa cum spuneam, noi anul acesta, prin cele două asociații, am implementat cel puțin 6 proiecte finanțate, iar anul viitor avem în strategie minim 6 plus alte expediții externe, strict montane, ceea da, ce dacă facem noi. Mai avem ceva imagine la acest eveniment, rog colegii să le punem și aș dori, Nicu, mai avem foarte puține minute la dispoziție, să ne prezinți, poate să ne enunți proiectele organizate anul acesta și ce pregătiți pentru anul viitor, oricum este un an special pentru mulți dintre noi, chiar și cei care nu au direct legătură cu trecutul istoric sau cu ceea ce ține de centenarul nostru, totuși cred că orice român simte acest lucru și se va gândi să facă ceva pentru a aniversa centenarul. Aș începe cu un proiect simbolic, fiindcă tot vorbim de centenarul Marii Unirii. La 24 ianuarie 2017, anul acesta, am inițiat top 100, cucerirea a 100 de vârfuri din România până la 1 decembrie 2018. Deci în acest an până acum am cucerit vreo 40 de vârfuri. N-are importanță altitudinea, că e vârful Țuțuiatu din Munții Măcinului, 494 de metri, sau că este vârful Omu sau Moldoveanu. Deci n-are importanță înălțimea, ci simbolul respectiv. Iată, am mai fost pe un vârf. Primul vârf cucerit în cadrul acestui top 100 a fost Românescu, un vârf relativ mic, 1704. Cred că tot simbolic. Tot simbolic, da, ales din Leota. Leota, această zonă plină de simboluri, Plaiul Domnesc, Românescu, Leota de la Leota Basarab, Marginea Domnească, deci o zonă plină de legende a fost aleasă, primul vârf a fost ales acest Românescu, urmând ca poate de 1 decembrie 2018 să ajungem pe Moldoveanu. Cu toate că este decembrie, Făgărașul este un munte periculos, dar ne gândim cu ce să încheiem practic
acest top 100. În paralel, simbolurile României, ale Târgoviște, ale primăriei ale județului, au fost duse în Europa, în cadrul top 28. Vara aceasta, sau în acest an, am ajuns pe cel mai înalt vârf din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe vârful Ben Nevis, în luna mai. În luna iunie am fost în Austria, pe Grossglockner. În luna iulie am fost pe Musala, în Bulgaria. În septembrie, în Dolomiți și Mont Blanc. Încă nu s-a încheiat anul. Intenționăm ca pe 11 decembrie, de Ziua Internațională a Munților, să ajungem pe vârful Znesca din Cehia. Un vârf mai mic, la 1604 metri, dar tot un vârf simbolic din această țară. Un an 2017, un an bun, atât pe expediții interne, pe tabere, cât și pe expediții externe. Experiența noastră, pasiunea, își vor regăsi locul în activitatea turistică montană și iată, final de tabără cu foc de tabără și cântec de chitară. Deci copiii, am nimerit și acolo o noapte senină, un cer senin și în sunet de chitară am rememorat activitățile din zilele anterioare. Da, nu se putea altfel decât cu astfel de încheiere frumoasă. Iată un proiect, am insistat pe acest proiect, ultim proiect pe care asociațiile Chindia Jurassic Park și Asociația Ecologică Floare de Colț l-au derulat. După cum ați văzut, stimați telespectatori, este vorba de o caracteristică complexă în ceea ce privește educația non-formală pentru tineri, pentru tânăra generație. Ați văzut câte activități utile doar într-o singură tabără. Felicitări pentru toată această inițiativă, pentru răbdarea aceasta extraordinară, pasiunea și dăruirea cu care lucrați cu tinerii. Nu este puțin lucru să-ți iei o astfel de responsabilitate, pentru că sunt tineri, știm foarte bine, la vârsta aceasta sunt destul de greu uneori de ținut în frâu și este o responsabilitate să ai pe mână atâția tineri și să răspunzi de viața lor, dar cu atât mai mult să contribui la educarea lor. Succes în continuare, vă mai așteptăm să ne mai povestiți despre astfel de inițiative. Cu siguranță la Columna TV, emisiunea Să Fii Tânăr, aflați despre inițiative, despre activități, despre programe la care pot participa tinerii și cred că mulți dintre dumneavoastră își doresc să vină iată în tabere organizate de acești iubitori ai muntelui entuziaști, dar în același timp profesioniști. Emisiunea noastră se apropie de final, nu înainte de a vă anunța evenimentul care, iată, emisiunea se derulează sâmbătă, evenimentul care este încă în derulare, este vorba de Gala de Tineret Târgoviște 2017, ediția a treia, Educația Non-Formală. A devenit o tradiție să organizăm și la Târgoviște acest eveniment. Este organizat de Societatea Astronomică Română de Meteor cu sprijinul Fundației Județene pentru Tinere Dâmbovița, având și partener Biblioteca Județeană Ion Hrea de Rădulescu Dâmbovița din Târgoviște, un proiect finanțat de Primăria Municipiului Târgoviște. Avem câteva imagini de la ediție trecute. Programul pe scurt, vineri 24 noiembrie, acel seminar de tineret, importanța parteneriatului dintre tinere și autorități în dezvoltarea comunității locale, rolul tinerilor este unul foarte important, un eveniment susținut de Consiliul Tineretului din România, prezent la Târgoviște cu întreaga lui conducere. De asemenea, gala de premiere a entităților, a asociațiilor, fundațiilor care au desfășurat activități de și pentru tineret, a instituțiilor care au sprijinit, dar și a autorităților finanțatoare, instituțiilor finanțatoare, precum și a mass media care, iată, reflectă aceste activități de tineret. Este în plină derurare acum la Runcuston. Aceste ateliere de lucru sunt în plină desfășurare, ateliere de lucru cu tinerii, în special cu tineri voluntari, tineri care activează atât în cadrul Consiliului Tineretului din România cât și în alte asociații de tineret. Este vorba de pregătirea lor în ceea ce privește relația și parteneriatul cu autoritățile publice. Este foarte important să existe această relație, această colaborare între tineri și instituții și autorități. Este important ca tinerii să-și facă auzită vocea. Iată, zilele acestea se lucrează și vom avea o nouă lege a tinerilor. Important e ca tinerii să-și spună punctele de vedere, să știe să abordeze, să-și ceară drepturile și să abordeze și din punct de vedere legislativ ceea ce îi
face pe ei să fie considerați o categorie care are o lege specială. Sunt multe lucruri în discuție, din păcate am înțeles, nu știm că va fi rezultatul, o discuție asupra intervenției legii care guvernează desfășurarea activității asociațiilor și fundațiilor. Este vorba de OG 26/2000, referitor la asociație și fundație. Este o inițiativă criticată foarte mult de societatea civilă, de asociații, de tineri, pentru ceea ce vrea să aducă în schimbare, nu o facilitare, ci din contră piedici. Sperăm ca instituțiile să asculte vocea tinerilor. Important este să existe această colaborare, de aceea se insistă foarte mult pe pregătirea tinerilor, pe relația cu autoritățile, cu instituțiile statului și așa mai departe, o componentă importantă, cred eu, cea mai importantă componentă a societății noastre, tinerii. Acest proiect va fi prezentat într-o ediție viitoare a misiunii noastre, Gala de Tineri Târgoviște 2017. Noi, din păcate, suntem nevoiți să punem punct acestei ediții a misiunii noastre. Mulțumesc invitatul meu de astăzi, Nicu Posta, președintele Asociației Chindia Jurassic Park și consilier științific la Asociația Ecologică Floare de Colț. Dumneavoastră, că ne-ați urmărit, emisiunea se difuzează în reluare luni de la ora 23. Sunt Valentin Grigore, în numele Fundației Județene pentru Tineret Dâmbovița. Încă o dată mulțumiri că ne urmăriți și ne trimiteți mesaje și vă interesați de subiecte pe care le abordăm în emisiune și nu uita să prețuiți tinerețea indiferent de vârsta pe care o aveți. La revedere! Să fii tânăr ca o torță, să fii tânăr ca un vis, galopând prin căi lactee, să schimb lumea în bar.